Interimar al filialei de sector 5 al Partidului Verde din România și moderator al emisiunii Verde în Față pe care o realizăm periodic pe pagina Partidului Verde și iată un pic mai rar, cam o dată pe săptămână, joia pe la ora 5, vorbim cu colegii din sectorul 5. Organizația noastră încă e constituită formal, dar chiar duminica asta vom avea o adunare de constituire. Vom încerca să combinăm și varianta clasică cu întâlnirea ievi a câțiva oameni și cu varianta modernă, să zic așa, de pandemie cu participare online. Deci dacă sunteți doritori, doritoare să vă implicați în viața politică, vreți să aderați la Partidul Verde, găsiți pe site-ul verzii.ro rubrica aderare și completați formularul acela și atunci eu voi fi informat despre intenția voastră de a adera și o să vă dau date concrete cum puteți să participați la adunarea de constituire de duminică la amiază. Dacă nu, veniți alături de noi ca membri și voluntari sau voluntare pe parcurs, pentru că oricând se poate crește în ierarhia de partid. Și după aceea, nu trebuie neapărat să fiți membri fondatori, că și noi, iată, suntem cam noi în partidul ăsta și eu, care acum 2 luni am aderat și Marian Oprițescu, aici de față, care tot printre primii a depus cerere de aderare și Alex Stan, care zice că abia ieri a depus cerere de aderare, dar e de multișor activ în grupul nostru și vine cu idei, cu variante, cu soluții. Astăzi vrem să vorbim despre problemele sectorului și ale capitalei. Continuăm să le abordăm. Domnul Oprițescu zice că are timp și curiozitate să-l urmărească și pe primarul în exercițiu, care e de la alt partid, altă dată partid de guvernare și care are o prestație lamentabilă și partidul și primarii săi din capitală și poate o să vrea să ne relateze despre asta. De asemenea, putem face un tur ghidat prin sectorul 5 al capitalei, pornind din centru, de lângă cercul militar, unde altădată era și primăria sectorului 5. Dacă vreți să participați și voi, trimiteți-mi un mesaj privat mie pe Facebook, Oleg Brega, mă găsiți, sau comentați sub aceste videouri ale noastre, dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu ceea ce spunem noi. Admitem, acceptăm și păreri critice, nu neapărat susținere sau păreri laudative. Marian, ziceai că l-ai privit pe Florea, primarul care este, după cum îl chema pe celălalt care este, că el a devenit celebru cu care este. Vanghelie, Așa, cu Vanghelie. Vanghelie, că tot îmi vine pe limbă Pandele, dar rimează. Pandele e involuntar și e soțul Gabrielei Firea. Primar și el involuntar. Soții. Da. Primarul care i-a luat locul lui Vanghelie face săptămânal, acum că începe campania electorală, face el live-uri și comentează ce se întâmplă în oraș. Eu am desființat una dintre intervențiile lui live. Am denunțat faptul că face multă regie și multă propagandă electorală, mai ales pe bani publici, și o grămadă de oameni îi antrenează și o grămadă de resurse ale orașului le antrenează ca să-și facă lui imagine publică. N-am avut răbdare și nici timp să-l privesc în live-ul lui de azi sau de ieri, de aceea te rog pe dumneata să ne relatezi pe scurt ce a mai trâmbițat. Ok, deci cam fiecare joi la ora 10 Daniel Florea are o emisiune, Ora Primarului, care el prezintă diverse probleme ale lui. Astăzi, principala lui problemă erau tabletele pentru copii, pentru școlari, că știți că școala e la distanță și unii au, unii nu au calculatoare sau tablete. Iar cei care îl priveau puteau să pună întrebări, cum am pus și eu mai multe, adică din aproape toate problemele sectorului, începând de la curățenie, de la sortarea gunoiului, despre parcuri,
mobilier stradal, bănci pe marile artere, în stațiile de STB. Deci e totuși interactiv, pentru că eu îl suspectam în aprilie la una dintre ediții, îl suspectam de regie și de editare și doar simularea transmisiei în direct. Deci dumneata zici că i-ai pus întrebări și s-a răspuns imediat, deci sigur e live. Deci eu scriam pur și simplu pe telefon, că nu am altceva, și el la câteva minute și îmi pomenea numele. Deci, da. De data asta sigur a fost live. Dar întrebări, răspunsuri neadevărate. Că el susținea că săptămânal vin echipe care spală, de exemplu, străzile. I-am dat exemplu o stradă. Strada Dornească, la Cuplopului, Novaci, Beldiceanu, toate străzile de pe lângă. E, și el a zis, nu există, domne, în fiecare seară, la ora 11, să spală străzile. Cu săpun, cu detergent, cu apă, cu... Pentru că strada nu se spală la noi decât cu apă. Eu n-am văzut nici artera principală, 13 septembrie, sau Sebastianu, care e iar o arteră principală. N-am văzut-o spălată cu detergent, ca în sectorul 4. Că dacă te duci în sectorul 4, acolo se spală. Poate nu e necesar okay, detergent, poate problema... e suficient puțin clor în apa aceea și te-ai scos. Nu? Ca da, să omoare... El așa susține că ar fi clor în apă. Păi, da. Ca altfel și de ce să speli? Că avem nevoie de dezinfectare mai degrabă decât spălare. Da. De parcul Sebastian... I-am amintit de cele două terenuri, terenul de tenis și de fotbal, care erau cu nocturnă și au dispărut, și că vrem din nou acele terenuri. Despre aparatele de fitness, care erau vreo 50 de bucăți și erau din fier, probabil le-a dat la prietenii din Ferentari. Nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Că au dispărut de acolo, pur și simplu. Poate erau defecte și periculoase, nu? Că nu lași niște aparate dacă ele s-au defectat. Nu există, că eu mă duceam acolo pe fiecare zi. Și erau funcționale până le-au demolat. Le-au luat într-o seară, au dispărut de acolo. Despre sistemul de irigare automată, care era făcut de fostul primar, de Vanghelie. Din cauza asta, anul trecut, iarba a fost... pârloagă, fiindcă a fost foarte cald, n-au dat nimeni acolo. Cele două fântâni arteziene, fântâna centrală e pe rotund și o fântână lungă de la intrarea principală pe lung, care a zis, domne, mâine trebuie să vină cineva, mi-a răspuns că s-o repare. E, și tot așa spune de ani de zile. Adică minciuni, până la urmă. Părerea mea. Da, apropo de iarbă, am depistat ieri în sectorul 6. Am fost și am donat sânge, am avut și un proces de judecată, de asta am ieșit, că altfel respect regulile și nu prea ies din casă. Dar am observat în sectorul 6, pe lângă Cotroceni, pe șoseaua Grozăvești, că tund iarba și o bag în saci de plastic. Când ai putea să o iei cu niște găleți, cu niște coșuri, ceva, și să o bagi direct în remorcă și să o duci în natură și să o lași să putrezească și să îngrașe pământul. Pentru ce plastic? La noi, în sectorul 5, cum se întâmplă? Ați observat cum se tunde și se evacuează iarba tunsă? În niște coșuri și în tractor, exact cum spui. Minunat! E, bravo! Să-i lăudăm, dacă ești de lăudat, și să-i lăudăm. Da. Săptămâna trecută au făcut, de exemplu, toate asociațiile de locatari din zona mea, adică între Sebastian și drumul sării, au venit, au tuns iarba, au cosit, în sfârșit au tăiat puțin florile, gardul viu, și s-au strâns aproape o remorcă de... Da. Deci asta au făcut.
Haideți să facem, cum am zis, o plimbare, un tur virtual prin sectorul 5. Să vedem cum arată, cum se întinde, ce am făcut eu. Am partajat. Așa apare și chipul meu. Ok, bine. Dacă tot eu vorbesc cel mai mult. Deci, un tur virtual al sectorului 5 cu Google, cum îl cheamă ăsta? Street View. Aha. Deci ăsta e Bulevardul Elizabeta, intersecție cu Calea Victoriei. De aici începe din centru, din fața Casei Armatei sau Cercul Militar, începe sectorul 5. Încolo în vale, doar pe E calea. dreapta, pe Calea Victoriei doar pe dreapta e sectorul 5, încoace pe Elizabeta, pe ambele sensuri e sectorul 5. Undeva pe aici, zice domnul Oprețescu, era cândva primăria sectorului 5, pe lângă cinematograful ăsta în spatele cinematecii. Vedem blocuri vechi sau foarte vechi. Astea sunt șantier, sper că se repară. Nu știu când era un șantier, acum nu le-am observat să fie așa. Pe aici undeva era primăria sectorului 5, nu? Exact acolo unde e Unde e șantier plasa aia. acum? Unde e masca Da, asta, da, da? da. Dar Da, aia e. măștile astea uneori arată șantier, dar alteori sunt puse așa doar ca să mascheze o ruină pentru că le-i rușine. Nu e așa că e bulevardul primăriei. Ia uitați-vă ce clădiri foarte vechi. Mă gândesc dacă nu cumva cu bulină roșie, dar aici văd o bulină roșie din aia comercială, e o firmă ceva. O să mai vedeți o singură clădire renovată pe dreapta. Postul Gambrinus. Acolo, Aici acolo. la hotelul Cișmigiu, da, Da. scria E Caragiale despre hotel Gambrinus, da. Cismigiu și restaurantul Gambrinus. În rest, nu mai e nimic renovat, până la opera. A, mai e primăria. Asta e Primăria clădirea Capitală. primăriei generale a Dar care este capitalei. situația acestor clădiri vechi, nerenovate, bănuiesc că și nelocuite sau părăsite? Ele ar trebui să ne interesăm, eu nu știu, vă întreb pe voi, poate știți, Depinde ce statut aparțin au, dacă sunt monumente de domeniului arhitect. public sau sunt private. Poate fi și așa și așa, depinde ce statut au. Dacă sunt monumente de arhitectură, atunci nu pot fi demolate. Nici dacă sunt private, nici dacă sunt de stat. Ai obligația doar să le renovezi, să le repari. Păi, asta e o prioritate, eu o consider. Acum, evident că noi trebuie să vorbim tot timpul. Mai ales că Partidul Verde este cel care se gândește în special pentru oamenii din pătura de jos, pentru cei mulți, cărora vrem să le creștem nivelul de trai, dar asta nu înseamnă că nu ne legăm și de celelalte probleme. Și acum că vorbim la sectorul 5, păi nici nu intri bine în sectorul 5 și vezi toate clădirile astea vechi cu o arhitectură extraordinară, care probabil aduc aminte de ce însemna Bucureștiul vechi, interbelic, dar și mai vechi de atât, na, că eram numiți Micul Paris. Uite, voi ați menționat de Hotel Cismigiu și de locuri cu Gambrinus, da? Cismigiu, de Gabrinus, așa mai departe. Da, avem personalități care au locuit, care au făcut istorie, care au scris, cum e Caragiale sau așa mai departe. Păi, astea sunt obiective foarte importante pentru un primar de sector și pentru un sector să se intereseze care sunt de domeniul public și Și să pentru facă consilieri. niște proiecte pentru, bineînțeles, să facă niște proiecte, să vedem cum le reabilităm, păstrând arhitectura. Păi am locuit în Budapesta și vă spun foarte clar cât de impresionat am fost și din discuțiile pe care le-am avut cu prieteni unguri care locuiau acolo și am văzut și mi-au povestit și ei cum au fost capabili ungurii să reconstruiască Budapesta, care era un malder de cărămizi după bombardamentele din războiul al doilea mondial. Și ei ce au făcut? Au reconstruit totul exact așa, cu aceeași arhitectură cu care fuseseră înainte. Deși clădirile erau jos, total. Dar ei au ținut în mod special, mai ales în zonele de centru, dar cred că au făcut, să reconstruiască totul fix așa cum era înainte. Mi se pare o idee foarte bună și asta ține de tradițiile unui neam, de istoria, de personalitățile lui și așa mai departe, pentru că, până la urmă, e arta, arhitectura și nu numai. Deci, e foarte bine că am început de aici și asta am vrut să spun. Și mai ales Asta mi că se pare o prioritate a unui sector. și mai ales pentru reabilitarea istoriei, arhitecturii, există fonduri, granturi, nici măcar nu credite, dar granturi
se dau și din Europa și de la ONU, de la UNESCO. Numai trebuie să știe cineva să scrie un proiect de reabilitare și să acceseze acele fonduri. România e campioană în ratarea accesării fondurilor, pentru că boiernașii noștri ajunși la putere nu știu de ce se duc acolo, la banul public, de exemplu, de unde poate să muște, să-și scoată câte un parandărăt ceva. La fonduri europene, la fonduri UNESCO nu se duc, pentru că acolo e strictă evidența și acolo vine peste ei parchetul european cu Codruța Kövesi și alte riscuri. Întreba mai devreme Alex care e granița sectorului 5. Iată, noi eram acolo, da, pe lângă primărie, pe Cismigiu, după aceea coborâm pe Cogălnicianu, includem opera până la Spitalul Universitar, grădina botanică Dmitrie Brânza e inclusă, după aceea pe Cotroceni, tot cartierul Cotroceni face parte din sectorul 5, inclusiv Palatul Parlamentului. Drumul Sării. Drumul Sării, desparte 56. Deci, Oleg, da. Și Marian, noi asta trebuie să identificăm. Trebuie să luăm la pași mărunți, momentan, ok, ce reușim să vedem prin Street View, ce reușim să ne amintim din memoria fiecăruia, pentru că înainte de pandemie am umblat, nu prin sector, ne-am plimbat și... Deci trebuie să identificăm. Cum am, unu, clădiri vechi, o arhitectură care trebuie recuperată, trebuie să identificăm locuri în sector, chiar și mergând acum pe Street View ăsta, pentru că sunt probabil locuri, cum să spun, părăsite, adică sunt și clădiri părăsite și locuri părăsite. Trebuie să vedem cum înfrumusețăm parcurile, nu? Că toți suntem aici în apropiere cu Street View, suntem aproape de Cismigiu. Păi, eu am vrut să mă opresc, în Cismigiu, apropo de Cismigiu, da. Am vrut să mă opresc puțin la primărie și să constat, da, că toate locurile de parcare din fața primăriei sunt rezervate și Gabriela Firea își folosește polițiștii locali ca să mute gardurile și să asigure locuri de parcare pentru angajații primăriei, dar nici asta în weekend... București. E la București, asta e primăria București. Da. Dar nici dar în weekend... Sector 5. Face parte tot din sector 5, ca să vezi, și Parlamentul și Cotrocenii totul e din sector 5. Uh-huh. Dar nici în weekend, frate, ia uitați-vă, nici în weekend... nu-ți permite să parchezi acolo dacă ai venit la Cismigiu, de exemplu. Dar nu e niciun funcționar la primărie. De ce n-ar schimba și să facă un program de acces public în weekend când funcționarii nu vin aici? Nu e așa că e de discutat și de gândit? Nu mai spun de... Eu, este, dar să știi că trebuie să fim sinceri și există o problemă. Poți să te trezești că vin oamenii, își pun mașina acolo, ies în oraș să-mi bată, uită de ea și te trezești că luni când ar avea cineva nevoie la primărie să parcheze, nu are loc. Da, hai să pornim totuși. Care au băut în oraș. Hai să pornim de la prezumția, adică, bunei intenții și a civilizației, nu? Nu vrem să facem locul ăsta public pentru toată, evident, lumea. De ce să fie numai pentru angajații primăriei? Dar imaginează-ți că ăștia se îmbată și își lasă mașina toată viața lângă primărie. Știu, dar eu aș merge mai departe. Eu aș pune niște prețuri. S-ar putea să aberez, dacă corectați-mă. Dar eu aș pune niște prețuri destul de mari la parcările din zona centrală a Bucureștiului, astfel încât să descurajăm oamenii să țină mașinile acolo, să și le parcheze, tocmai ca să eliberăm carosabilul, în ideea în care noi discutăm de mai mult timp, că o necesitate absolută și pe care cred că noi ca partid o vom promova, este să reușim odată pentru totdeauna să creăm spațiul ăla pentru biciclete. Pentru că în felul ăsta rezolvăm mai multe probleme. Rezolvăm ca oamenii să fie mai sănătoși, să facă mișcare. Reducem poluarea. Da? Apropo, aici în piața universității, pe aici, prin fața bisericii studențești, numită și Biserica Rusă, e intrarea într-o mare parcare subterană care e atât de scumpă încât nimeni nu parchează acolo. E mereu goală și toți își parchează mașinile unde vrei, pe trotuar, în intersecție. Nu se duc în parcare. Ce? Pentru că e prea scumpă. Și nici poliția nu vine să te amendeze. Și uite, găsești mașini parcate unde vrei. Dar nu sunt de acord cu chestia asta. Deși pare, o să pară că sunt, nu știu, radical, că nu gândesc în privința asta... progresist. Marea masă de oameni. Da, totuși sunt de părere că centru, cu cât este mai liber de mașini, cu atât e mai bine.
Ok, dar uite ce se întâmplă la primăria București. Chiar aici, uitați-vă, da? Ați văzut, era alveola din fața primăriei generale, intrarea principală. Aici e semn că nu-i voie decât transportul public, da? Totuși, în alveola asta vine în fiecare dimineață și seară Gabriela Firea și își trage mașina, vine în sens interzis, numai de aici. Din direcția asta nu poate intra pentru că e linie continuă. Ea vine din partea aialaltă, intră aici și neapărat ține morțiș să intre pe intrarea principală ca o boie eroică. Dar încalcă legea și am semnalat de atâtea ori poliției chestia asta, niciodată n-a pedepsit-o. Pentru că Gabriela și-a făcut alveola ei proprie și personală. Aici se vede că scrie cu excepția transportului public. N-ai voie să mergi în direcția asta, decât dacă ești Uite, că nici nu autobuz sau... știam, amănuntul ăsta pe care îl spui tu acum, habar n-aveam de el. Tu când l-ai observat? Okay. Eu Ai stat să monitorizez de urmărești mult cum timp intră? primăria capitalei. Chiar aici am filmat cum au tăiat stema asta. Este un video celebru pe internet cum am filmat A, s-am văzut cum au tăiat instalarea ampira. stemei și când a venit și m-a lovit unul dintre Am angajații văzut primăriei. aia, da, Deci am uitați-vă, văzut. atât de mult ține la stema municipiului București încât i-a tăiat și acvela de sus și coada la acvela mare. Și asta e profanare de simboluri de stat. Dar cine să o Absolut, dar nu, pedepsească? înainte de a fi chestia asta, este tâmpenie și incompetență. Pentru că înainte să iei, luai și tu niște măsuri și vedeai, Exact, dar pe de exact. altă Întâi o faci parte, și după aceea o bagi în ok, firidă. da. Bine, și poate să fie și neînțelegerea a ceea ce înseamnă simbolurile de stat, pentru că eu îmi imaginez așa, încercând să-mi aduc în față și latura umană, o, totuși să înțeleg și să merg pe ideea că, bă, aveau niște chestii, niște șabloane făcute dinainte la aceeași dimensiune și au încercat să le pună și ei pe acolo, pe acolo și asta i-au văzut că nu se potrivește, au luat soluția să taie din ea. Nu, dar partea Dar nu aialaltă așa n-au se fac instalat. lucrurile. Partea cealaltă Nu n-au așa se fac pus. lucrurile. Nu ne putem juca cu simbolurile de stat. Partea cealaltă n-au Adică... pus stema. Nu știu de ce au pus-o doar aici. Doar partea asta. Și Gabriela Firea foarte bine poate intra pe aici, legal. Nu, ea nu vrea să intre ca oameni și nici partea cealaltă. Ea vrea prin intrarea principală și încalcă legea. Uite, când ajunge aici în intersecție, e interzisă cotirea la dreapta. Și ea poate că vine chiar dincolo, tot în sens interzis, ca Da, taxiurile și asta e ca o auto. mare problemă și asta evident că trebuie să o spunem răspicat și tare. Nimeni nu e mai presus de lege. Nici dacă Tâmpenia ești asta primar care se general întâmplă al în capitalei, România, da. da, exact. De acolo, de fapt, trebuie să vină exemplu. Dar asta se întâmplă pentru că noi moștenim, vedeți voi, eu sunt născut în 79, nu știu cum a fost înainte sau am prins eu așa și din Ceaușescu un pic, dar mult înainte nu știu. Dar am impresia că s-a creat acest stil în România, poate nu e doar aici, în București, poate cu... domnule, dacă sunt nu știu cine, trebuie să mă dau important, trebuie să arăt eu cu adevărat că eu sunt mai presus de lege, că pot să sunt eu șmecher sau șmecheră și nu știu ce pot eu să fac, ce mulțimea și prostimea nu poate să facă. Mă scuzați că sunt așa de agresiv verbal. Nu vă mai spun că ea locuiește în voluntari și vine cu girofar în fiecare dimineață, îi se creează culoar verde. Cineva a zis că da, cum a putut ea să candideze la București dacă are viza de domiciliu, fie la Bacău unde s-a născut, fie în voluntari unde e bărbatul ei și unde are casă. Cum a putut ea să candideze în București și încă și să ia primăria capitalei? Dar deja târziu s-au prins să cerceteze pentru că îi expiră mandatul dezastruos. Ai trecut, ai trecut cu video pe lângă Palatul de Justiție. Și era o mașină parcată pe trotuar. Da, și acum ești la restaurant Cireșica, Da, fost, ce că e clădiri sunt. închis de ani de zile. Uită-te și tu cât de urât. Acum pare că aceste două clădiri nu sunt părăsite, dar uite și tu ce urât arată nerenovate fiind. Deci asta mi se pare una de... Vom vedea, îți dai seama că trebuie să ieșim și în colaborare cu ce ne spun cetățenii și cu ce ne spun membrii noștri. Să vedem, să punem cu liniuță așa fiecare punct, să vedem, asta ar trebui făcut, asta ar trebui făcut și bineînțeles în funcție de ce buget are primăria să vedem care ar fi priorități, dar revin și spun, în zona centrală a sectorului 5, unde mai ales că tocmai ați amintit și voi, sunt toate aceste instituții de stat foarte importante, cum să avem, păi vine un, nu, cum să avem la clădirile astea să nu fie renovate, să se vadă așa, să se vadă ca și cum n-a mai făcut nimeni nimic acolo de zeci de ani.
Adică asta e Da. cartea de vizită, Da. vine un turist, vine un străin, vrea să viziteze și vede așa ceva. Alex, deci puțin mai în spate, acolo unde a plecat la cercul militar, dacă o iei pe Calea Victoriei, este sediul Ministerului Poliției, nu Ministerul, Poliția Capitalei. Deci, de ani de zile, cred că sunt peste 10 ani de zile, când s-au apucat de repararea acelei clădiri. Nici în ziua de azi nu e gata. Uitați pe dreapta aici, Hai, după lângă blocul unde ăsta era roșu, casa după de blocul muncă, roșu, da. Venus. Asta e, nu? Da. Aici. După A, blocul unde e ăla, șantierul, casa de da, aici modă e Venus, șantierul, da. aici, acolo este sediul Poliției Capitalei, care nu e făcută de 10 ani. Dacă vă uitați pe tabela aceea, scrie data începerii lucrării și data, Și scrie dacă data pot să măresc finalizării puțin, 2020, în iulie, data. poate termină. Da. Naivilor, da? Și Asta e uitați-vă. alt punct. Probabil o să atingem acum că noi trebuie să știe oamenii că nu am pornit să facem o emisiune liberă și încurajăm pe toți să vină să participe. Încercăm să descoperim problemele sectorului. Uite, asta este iarăși altă problemă. Cum se poate urmări? Cum se pot urmări aceste contracte? Pentru că în marea lor majoritate, din câte am observat eu în 30 de ani în România, se întârzie mult termenul în care trebuie să fie finalizate Da, lucrările. da. Trebuie să vedem, să ieșim, să facem o analiză și să înțelegem care sunt dedesubturile pentru care se întâmplă aceste lucruri. Pentru că nu este normal să se întâmple asta. Adică eu am lucrat, în trecut am fost project manager și știu ce înseamnă responsabilitatea că atunci când îi spui cuiva că îi termin proiectul până la data D, da? Ok, ți-ai și tu o marjă, tu poate știi că îl termin cu o săptămână înainte, dar tocmai îi spui, îi dai un termen mai mare ca să fii sigur că îi finalizezi proiectul, pentru că în lumea în care trăim ne bazăm pe cuvântul celuilalt, pe responsabilitatea unei promisiuni și așa mai departe. Ne putem face planuri, nu? Ne putem... Bun, lucrurile astea, ăsta e un element pe care aș vrea să facem o analiză în viitor, nu foarte îndepărtat. Care sunt cauzele? Pentru că asta ține de zona locală, da? Pentru care majoritatea acestor proiecte de reconstrucție, construcție și diferite alte lucruri au așa mare întârziere. Părerea mea este că corupție, dezinteres, contracte date pe șpagă cu proiectul de contract făcut cu contractul de proiect sau cum se zice când se participă la licitație, făcut cu puncte în așa fel încât doar o anumită firmă aleasă dinainte să poată să întrunească condițiile, da? Deci asta înseamnă concurență neloială. Sunt convins că lucrurile astea există. Noi trebuie să luptăm să nu mai existe. Noi trebuie să le scoatem la suprafață. Am o provocare pentru amândoi, dacă știți ce monument e ăsta ruginit aici. Ăla e în fața fostului Minister de Interne. Aici era E, Ministerul se de vede. Interne? Ăla din mijloc. Ăsta. Și în dreapta clădirea e policlinica Ministerului de Interne. Aha. Și nu știți monumentul ăsta Ăla. ce e aici? Da, nu știu cum se numește. Monumentul victimilor Holocaustului. Dar e cam în subteran, așa, ciudat făcut. Nu știu cine s-a gândit să-l facă așa. Dar am asistat la niște evenimente și cu organizații de romi, și cu organizații evreiești. Deci e monumentul victimilor Holocaustului. Na, așa s-au Să gândit, nu așa fie l-au ceva făcut. evreiesc. În ce an este creat monumentul? Ai idee? Recent, 2000, eu știu, nu foarte de mult. Acum recent. Da, Da, dar da, așa l-au conceput, să da. fie ruginit, să pară vechi. În A, preajma... așa a fost gândit el în Da, nu-i vechi, dar așa a Interesant. fost gândit din fier ca să pară ruginit. Aici sunt trupe de pompieri și o pompă de benzină în Pe un centrul colega, acum orașului. am pierdut, nu mai știu pe unde suntem. Pe chei, pe În splai. spatele A, pe chei, pe Primăriei. vă spați. Da, nu Gata, suntem gata, pe gata. marginea sectorului, suntem în interiorul sectorului, pe splaiul Da. Dâmboviței. Tot. Uite, splai. Bine că am ajuns la Da, splai. cu mașini Bun. parcate pe Hai să vedem. trotuar. Care parte din Dâmbovița este partea sectorului 5?
toate, aici, două. Toată, aici toată. Eu aici iarăși toată, mă leg până de în Piața Budapesta, Unirii. Mă leg de experiențele în care am fost. Știți că se vorbește de ani de zile că Dâmbovița poate fi folosită. Și eu vă dau exemplu cum se întâmplă bine pe Dunăre, în, nu numai în Ungaria, în mult, dar în Amsterdam sau în alte locuri. Se folosește Dâmbovița pentru diferite activități. Poți să pui un restaurant, de exemplu, plutitor. Poți să faci diferite alte lucruri. La noi, nu numai că nu se fac, ok, pot fi de acord, poate s-au luat niște decizii să se păstreze, dar nici nu se păstrează curată. Eu de multe ori văd foarte mult dară cu o grămadă de oameni inconștienți care aruncă mizerii și cu alții care, de fapt, nu fac curat pe acolo. Eu cred că este o resursă de care Bucureștiul ar trebui, pe de o parte, să fie mândru și să se și ocupe. Alt exemplu, la Timișoara. Vedeți că au făcut pe Bega niște lucruri extraordinare și... Adică asta spun. Nu știu cât de mult în sectorul 5 este cuprinsă Dâmbovița, dar ar fi interesant să deschidem, cum să zic, cutia, să primim idei de proiecte care s-ar putea întâmpla și ar avea legătură cu Dâmbovița. Să fie niște terase, niște vaporașe, exact cum sunt Vaporetto la Timișoara. Da. Ai dreptate. Casa asta de lângă podul HD arată înfiorător și e așa de când mă țin eu minte, de când eram student în anii 90 la București. Și înțeleg că e un monument de arhitectură. Era vila vreunui boiernaș al secolului XIX, dar acum nu știu cui aparține. Totuși nu se face nimic ca să fie reparată și iată e ascunsă și de pomi. Interesant care e atitudinea voastră, ce facem cu pomii? Îi defrișăm ca să punem în valoare monumentele de arhitectură sau îi păstrăm ca fiind monumente ale naturii mai importante decât construcțiile umane? Deci ia uite, pomii un monument... Pomii trebuie să rămână, părerea mea, dar trebuie toaletați în fiecare primăvară. Mai ales dacă sunt platani din ăștia enormi și care... Ai grijă că toaletarea asta e foarte bine ce propui tu, dar vezi că am prins chiar voi doi discutați acum câteva zile de cât de prost se face toaletarea, de către niște oameni care habar n-au să toaleteze niște copaci. Nu că eu aș avea habar, nici eu nu am, dar totuși... Trebuie să fie niște oameni sau măcar un conducător acolo în departament care să le explice muncitorilor cum se face treaba, că a toaleta un copac și a lăsat de fapt ciot unde să nu mai crească nimic, aia nu-i toaletare. Nu, trebuie un inginer horticol care știe despre... Evident. În privința întrebării tale, Oleg, acum, bine, vor fi... Știi, niciodată nu e bine să generalizăm, nu? Chiar tu spui asta deseori. Poate sunt situații în care, nu știu, se decide că e atât de importantă arhitectura unei clădiri încât se poate renunța la un copac. Sau poate sunt alte situații în care se preferă copacii și trebuie de la caz la caz, nu evaluat. Dar ca o concluzie generală, nu știu, eu încă simt că este mult loc pentru mult mai multă vegetație în sectorul 5. Arbori și diferite alte, nu numai copaci. Da? Uite, flori. Uite, sunt și eu curios acum, nu că îmi plac florile, că, și mai ales dacă am fi femei ne-ar place și mai mult, nu? Dar și ca bărbați, e un lucru frumos, nu? Vrem să scăpăm, apropo de lumea asta în care trăim și în care suntem încorsetați zi de zi așa, numai în probleme, în chestii grave, în nervi și așa mai departe. Hai să întoarcem un pic ochii și pe ceea ce e frumos. Și frumos, unul dintre lucrurile este florile. Unde am putea să avem în sectorul 5? Bine, există riscul, o să-mi spuneți, domnule, le fură, le taie. Cum am putea să aducem mai multe flori în până la urmă tot e vegetație, da? Să folosim anumite zone. Ne vor trebui multe emisiuni în care să facem astfel de street review-uri și să o luăm și la pas când se termină cu pandemia, pentru că asta consider că este poate se strâng și cetățeni care să vină cu noi și îi primim. Să mergem, să stăm și să avem și discuții și umoristice și de toate felurile și să luăm la pas sectorul 5 și să poate primim idei și de la ei, pentru că în final noi cu toții ne dorim un sector 5 mai curat, mai frumos. Asta este idealul, nu?
În sectorul 6 am filmat ieri în zona favorit un lan de maci roșii sălbatici la intersecție cu strada Sibiu. Și mi-am adus aminte că la țară deseori vine polițistul de sector și zice: vezi că n-ai voie cu cânepă și cu maci, că-ți fac proces verbal, că-ți număr firele și poate chiar dosar penal. Dar cineva mi-a comentat pe internet: nu, că macii sălbatici nu sunt periculoși, nu poți face droguri din ei. Dar am observat în primăvara asta, mai ales din cauza pandemiei, că foarte multe zone verzi au rămas neîngrijite și au apărut plante sălbatice. Foarte frumoase, te simți ca în câmp. Aici nu-i cazul, că probabil imaginele sunt din toamnă, dar când pedalezi prin oraș, observ foarte multe zone verzi sălbăticite și în mod sigur o să treacă cu aparatul de tuns peste ele și o să le distrugă. Auzi, păi hai un pic să discutăm, pentru că aici am intrat în subiect. E normal un oraș să aibă străzi asfaltate și așa mai departe, dar în același timp, ați văzut când vine vara și ne în București, e teroare. Ne topește, da. E unul dintre orașele din România în care ca locuitor îți este foarte greu să locuiești aici vara. Ok, acum avem soluții, aer condiționat și diferite alte chestii. Eu mi-aduc aminte când eram student și nu existau lucrurile astea sau... și muream de cal, nu puteam să dorm noaptea sau... Da? Deci, ok, pe de o parte e normal să fie asfalt, să fie... Dar toate astea au contribuit la o situație și probabil și localizarea Bucureștiului astfel încât în vara, când e sezonul cald, pur și simplu pentru un locuitor te ieși afară. Trebuie să ieși doar la anumite ore, că altfel e soarele care schimbă. Bun, și atunci eu asta aș vrea să creăm un sector cu cât mai multă vegetație, cu cât mai... N-are cum să fie rău decât bine. Cum se dacă numea în secolul XIX, sectorul 5 era sectorul verde al capitalei. Exact. Uitați-vă, chiar și în poza, în video ăsta, surprins de Street View, oamenii ăștia s-au dat la umbră. Chiar dacă era toamnă, nu era neapărat vara, dar s-au dat oamenii la umbră, s-au refugiat. E în fața Academiei Militare. Da, aici își face primarul Florea deseori sindrofiile lui electorale. Toate lansările, toate concertele le face aici, în piațeta asta. Se simte mai aproape. Aici am văzut în piața asta de câte ori organizate și piață volatil, în care vin diferiți sărani sau producători. Da, asta mi s-a părut interesant. Uite și asta, apropo că ieri în emisiune tu la Verde în față ai avut cu mulți sărănesc. Uite, asta iarăși mi se pare un lucru bun și de încurajat. Să încurajăm să avem astfel de piețe. Apropo că Marian semnalase mai de mult într-o altă emisiune a noastră, că noi în sectorul 5 nu avem decât o piață, două care și alea sunt vai de ele. Nu? Piața Rahova și... Bun, dacă momentan nu găsim spații, hai să încurajăm să facem astfel de lucruri, să vină weekendul și să... Nu festival, că nu trebuie să fim pompoși, să domnule festival... Dar avem o grămadă de lucruri de astea în sectorul 5, unde putem să încurajăm să vină mici producători pe două zile alea de weekend, nu? Și să ofere ba una, ba alta, să simtă omul plăcere să iasă afară din casă la aer liber și să și treacă, poate să bea, nu știu, când e iarna un vin fiert, când e vara o răcăritoare sau... Iarăși revin de multe ori, pentru că eu nu am problema asta... Am locuit acolo și evident că lucrurile care mi le-au plăcut o să le povestesc în Budapesta. În Budapesta toată vara, adică nu vorbim de luni de zile, poate mai mult decât toată vara. Weekend de weekend, ei folosesc la maximum podurile care trec peste Budapesta. Ei au vreo 9 poduri. Peste Dunăre. Deci, pe unele dintre ele le închid și pe acele poduri, dar și în centrul orașului, se întâmplă fel de fel de activități, în general, asociate și cu standuri sau căbănuțe în care oamenii vin, diferiți producători, cu diferite lucruri tradiționale și vând marfa. Dar nu numai mâncare. Și ăsta nu este un lucru extraordinar, pentru că e un sentiment de sărbătoare, de căldură umană în acel oraș în centru, iar turiștii sunt, cum să spun, sunt... Le place la nebunie chestia asta. Noi ar trebui și în București, nu?
să facem chestia asta. S-a început, să știi că față de acum 10-15 ani, când nu era centru vechi, uite, centru vechi e un exemplu extraordinar, s-au ocupat un pic de el, deși eu am înțeles că doar s-au vopsit pe din afară un pic clădirile, în schimb nu s-a făcut nimic, alea sunt gata să cadă oricând. Dar totuși, putem observa că atunci când ne-am ocupat de ceva, turiștii străini au apreciat, pentru că încă o dată, noi, ca capitala României, nu? Trebuie să ne gândim, de unde ne pot veni fonduri. Păi turismul e una din soluții. Apropo de centru vechi, și ăsta tot face. Noi avem o capitală frumoasă, chiar dacă noi bucureștenii păcăliți așa de soartă și am devenit numai critici, sau poate și Ceaușescu și comunismul a stricat o grămadă de lucruri, că uite că exact zona asta de centru, nu? Sau unde a fost Casa Poporului, a fost zona Uranus, a fost... Dar mă, hai totuși să ne gândim că totuși avem o grămadă de lucruri de arhitectură frumoasă, de... avem căldura umană a oamenilor, pentru că totuși poporul român e un popor ospitalier. Că între noi suntem critici, dacă ne avem de-a face cu un străin, îi dăm și casa, îl primim, nu, suntem ospitalieri, hai să profităm de chestia asta, hai să încercăm să facem și chiar nu vreau să, am vorbit eu în continuu, dar... Trebuie să spunem că o parte din centrul vechi al capitalei face parte tot din sectorul 5. De exemplu, CEC, clădirea... Care parte? CEC-ului. Care parte, în mod exact? Clădirea CEC-ului, de exemplu, de... În stânga, în dreapta căii Victoriei, dacă te uiți spre Dâmbovița. Aha. Da? Deci pe dreapta acum ce avem, totul e din sector... alte zone. Da. Alte zone, eu aș merge chiar până acolo în care... uite, cum e zona asta? În fața clădirii armatei, da? Sau ce e facultatea? E și facultatea acolo, da? E o zonă foarte mare. Foarte bine, ți-am zis, am și văzut că s-au întâmplat lucruri, dar putem identifica multe alte zone, să încurajăm, este bine și pentru economie, este bine și pentru că oamenii ar avea din ce în ce mai multe motive să iasă din casă în weekend și unde să-și petreacă timpul, astfel încât să se încarce energetic pentru munca pe care trebuie să depună după aia de luni până vineri. Astea sunt niște aspecte foarte importante, mai ales noi care venim, nu, și ce vin după noi, generație tânără, noi dăm importanță astfel de lucruri, dar cred că oricine, adică din oricine generație, adică nu există... Bun. Asta e punctul pe care am vrut să-l ating. Cred că m-am lungit mai mult decât trebuie. Nu am reușit să-mi exprim ideea așa rapid și scurt. Dar s-a înțeles, sper. Și apropo de zona Uranus, că am fost demolat tot ce era vechi pe acolo și iată s-a construit clădirea Academiei, s-a construit Casa Poporului și zona Uranus a... A rămas pe jumătate șantier, jumătate demolată. E o zona contrastelor, e prima zona contrastelor din centrul Evident. Capitalei. Evident. Deci aici, ca să fie clar, ca o concluzie, cumva ne-ar trebui un grup de arhitecți, niște oameni profesioniști în domeniu, ca să regândească, să vedem cum regândim din perspectiva atracției turistice și nu numai, această zonă centrală, păstrând arhitectura, păstrând clădirile vechi, tradiționale, vrem să aducem, să ridicăm nivelul, să aducem cât mai aproape, pentru, și pentru cetățenii sectorului, dar și pentru turiști, exact, cum să zic, vibrația aceea a Bucureștiului de odinioară. Eu cred că, uite numai cât ne-am plimbat noi cu Street View, vezi câte clădiri neîntreținute, cât așa ceva nu e normal, asta e cartea de vizită pentru o capitală, când ele se întâmplă în centru orașului. Totuși, specialiștii ăștia ar trebui să fie recrutați de către autorități care au puterea gestionării banilor publici și să zică banii ăștia îi dăm pentru reabilitarea clădirilor vechi. Dar vedem că autoritățile noastre au preferat să dea sute de milioane până acum în proiectul ăsta megaloman al Patriarhului Daniel, Casa Poporului, pe lângă Casa Poporului, cum se numește, Catedrala Mântuirii Neamului, care e mai înaltă decât Casa Poporului, mai înaltă și decât blocurile din preajmă. Da. Și e, banii ăștia puteau să fie dați pentru infrastructură, măcar pentru reparația drumurilor. Chiar aici, zona Uranus. Cum vă ziceam, parcul ăsta de lângă Academie
nu e deloc întreținut, arată într-un hal fără de hal, sunt lanuri de ambrozie, de păi, exemplu. Eu, Ia uitați, hai să de spun aici se ceva, vede. atent. Aici e academie și aici e jungla. Oleg și Marian, uite ce vă propun și de fapt tuturor colegilor care îi avem în sectorul 5 și tuturor cetățenilor. Nu am în minte clar sistemul, dar sunt convins că în 30 de ani nu s-a întâmplat chestia asta. Deci eu consider că oamenilor la alegeri trebuie să li se propună proiecte mai mult decât, adică trebuie să spună, măi oameni, noi suntem în sectorul 5, ce alegem să facem? Aia, ce alegem să facem cu banii? Locuitori din zona centrală a sectorului 5, da? Dumneavoastră sunteți o parte a celor 211.000 cu drept de vot sau eu știu, poate sunt. Bun, care sunt prioritățile voastre aici? Punem și noi, sau noi, cei care sunt în administrație, că poate sunt și acolo anumite priorități și trebuie să se, votul trebuie să meargă pe proiecte, pe priorități, cetățenii trebuie, pentru că la noi, eu simt că de fapt în 30 de ani ce s-a întâmplat? Vin partide la în campanie electorală, spun că dreg, că fac, că dreg, după care, ok, cetățeanul acum că este înregimentat politic sau nu, votează în funcție de ce aude în campanie, de ce știa el că o să voteze înainte. Și după ce s-au terminat alegerile, ce observăm? Cetățeanul nu mai are nimic de spus când vine vorba de ce să face în sectorul respectiv. El nu mai are niciun control. Tot ce să face în sectorul respectiv decide doar primarul și consilierii. Decid. Cum am zis, legea îi permite cetățeanului să asiste la ședințele de Consiliu, să înainteze propuneri și solicitări Consiliului, chiar să acționeze în judecată Consiliul, primarul și alte autorități publice dacă nu li se respectă solicitările, dar nu prea vezi astfel de cetățeni. Sau a scris o scrisoare, n-a primit răspuns și a lăsat o baltă. Da, bine, ăsta e un adevăr și aici trebuie să schimbată mentalitatea tuturor, pentru că într-un fel există o vorbă, nu știu dacă e proverb, dar vorbă e sigură, de multe ori ne merităm soarta. Adică asta se întâmplă, trebuie să lumea să devină mai activă, trebuie să gândească că la fel cum casa proprie, personală, că stă în chirie sau e cumpărată, acolo, dacă ceva e murdar, vine și șterge. Dacă ceva nu-i place estetic, vine și corectează. Aceeași atitudine ar trebui să o aibă și vis-a-vis de orașul în care trăiește. Nu? Un spectator al nostru de la Ploiești, Cristian Marin, comentează. Primarul nostru penelist, Adrian Dobre, a început toaletarea copacilor și a gardurilor vegetale, iar iarba este lăsată morman, nu băgată în saș, ceea ce nu e bine pentru că poate fi răscolită de câini și împrăștiată peste tot. Dar care e pericolul? Că mormanul acela de iarbă împrăștiat ori grămadă, oricum putrezește într-o săptămână, într-o lună și se face îngrășăminte tot pentru vegetație. Așteptăm și ridicarea rablelor autoamplasate pe domeniul public. Da, am observat și noi probleme de asta în capitală. Peste tot există rable, e cimitir de mașini Bucureștiu. Cu ambrozia crescută aiurea, ce fac autoritățile? Că dacă ne apucă strănutul de la ea, ne amendează vela. Da, e o problemă acum. Dumitru Capreș zice, toți verzii și toți copții, toate emisiile, e un mod de frânare. Revoltarea unui popor pe interesul unui scop. Pentru că cei nemulțumiți, când li se dau șanse la expunere, efectul are ca calmant pe o perioadă îndelungată. Nu e adevărat, Dumitru Capreș, noi anume invers. Vrem să încurajăm pe oameni cu această emisiune să se implice, să facă precum noi sau mai bine decât noi, să ia atitudine. Deci nu cred că emisiunea asta e o supapă. Din contra, e un catalizator, e un agitator al spiritului civic. Iată, invităm pe oameni să vină cu noi în partid sau să facă mai bine decât noi în alt partid sau cu societatea civilă sau grupuri civice neformalizate. Implicați-vă, chiar și oameni singuri, niște cavalieri din ăștia ai tristei figuri care luptă pentru valori. Singuri puteți să faceți mare lucru. Și protest, și acțiune în judecată, și filmări ca mine, ca Brego. Vă garantez că vi le public pe Curaj TV dacă filmați, de exemplu, lanuri de ambrozie sau șantiere ilegale sau eu știu ce abuzuri prin sectoarele, prin curțile voastre. Nu e o supapă emisiunea asta, ci din contra, implicăm oamenii, încercăm să-i incităm să-și apere drepturile, să-și cunoască și să-și apere drepturile.
Dacă mai aveți ceva de zis, că acuși avem o oră de când vorbim, dacă aveți vreo concluzie de final, vă rog să interveniți, dacă nu, poate închidem, că alte comentarii nu mai văd. Poate doar să mă uiți pe paginile partidului, pentru că aici sunt comentarii pe pagina mea. Da, nu am foarte multe concluzii și așa am vorbit destul de mult în emisiunea asta, dar mi-am spus oarecum anumite puncte de vedere, ai completat și tu acum, am mai spus și Marian. Este clar, totul trebuie să plece de la oameni, pentru că până la urmă e orașul oamenilor, da? Adică nu e nici orașul animalelor, nici orașul, ok, protejăm totul, nu am spus în sensul, este orașul oamenilor, da? Ei trebuie să aibă grijă de orașul lor, ei trebuie să prindă curaj, să înțeleagă că fiecare membru cetățean al unui sector, în speță în cazul nostru sectorului 5, are un cuvânt de spus, da? Este egal în dreptul de liberă exprimare și în dreptul de a opta sau a nu opta pentru a se întâmpla ceva sau nu în sectorul 5. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi vrem să depășim această stare de fapt care există în România de 30 de ani, prin care autoritățile să cred niște dumnezei, niște zei, niște, eu știu, stăpâni și privesc de sus marea masă a populației și coboară printre ei doar când au nevoie de votul lor. Asta trebuie să se schimbe. Și asta trebuie să se schimbe și pe plan local. Da? Ne reproșează. Pentru mine, primarul sectorului 5 este un simplu cetățean. Ok, este un cetățean. Nu? Exact cum sunt și eu un cetățean al sectorului 5. Dacă eu nu am voie, cum ați spus voi în exemplu, să parchez mașina undeva, nici el nu trebuie să aibă voie să o parcheze acolo. Asta este decență și asta este responsabilitate și asta înseamnă reciprocitate și respect și egalitate în fața legii. Absolut. Ne reproșează pe pagina Partidul Verde Sector 5 Mugurel Gugu. Vorbele sunt simple, faptele înseamnă proiecte și foarte mulți bani. Nu negăm, dar banii există, problema e că se cheltuie irațional pe tot felul de tâmpenii. V-am arătat și în clipul acela când îl desființam pe primarul Florea. El, tot Mugurel Gugu, ne provoacă. Cum puteți reabilita o clădire cu bulină roșie? Nu noi, partid de opoziție, trebuie să reabilităm sau ONG-și ce suntem noi. Primăria trebuie să reabiliteze o clădire cu bulină roșie, nu e așa? Absolut, și dacă cumva primăria nu știe cum, atunci îi rugăm frumos, cum facem în multe alte aspecte ale economiei și nu numai, da? Să se inspire de cum au făcut alții. Poate nu în România, dar cu siguranță au făcut în România. Uite, vă dau un exemplu. Am înțeles că în Oradea, de exemplu, s-au reușit renovarea. E posibil de fațadă, totuși am înțeles. Dar iarăși revin la Budapesta, adică sunt și putem să luăm multe alte țări. Dom'le, când se vrea ceva, se poate. Trebuie, a vrea ăsta înseamnă mult mai mult decât doar pronunția lui în sine. A vrea se transformă în a poate. E clar. Exact. Soluții vor fi. Da. Iată clipul de pe YouTube în care comentam prestația primarului Florea acum 2 săptămâni. Am analizat un video de-al lui și am criticat, iată, parada asta de angajați pe bani publici care merg pe același loc și dau cu... Deci pentru orice om inteligent din sectorul ăsta, când vezi așa ceva, care este o copie nici măcar originală, a ce a văzut Marian Florea, a fost procuror, nu din câte am înțeles de la voi, da, fac ce în China, în momentul ăla acest om n-ar mai trebui să primească niciun vot de la ei. Adică e o păcăleală atât de crasă încât îți lezează inteligența, adică cum pe mine mă deranjează, în sensul în care îmi dau seama că acest primar chiar mă consideră prost. Și ceea ce se vede acum pe filmare a fost numai în zona centrală. Adică... Oleg, vezi că nu te auzi, că eu te văd vorbind. Septembrie, panduri. Deci, Oleg, tu nu te mai auzi, că eu vorbesc, eu vorbeam în clipul acela, da. Nu vă dau cu sunet, eu îl comentez, îl critic, iată, și în fața Academiei Militare, cum au făcut paradă. Deci, vă dați seama de unde au adus ei, din garaj,
toate aparatele astea, le-au dus în centru pentru filmare, uitați-vă, cu dronă, cu tot ce vrei, au dat în unii în alții cu spray din ăla și după aia probabil s-au împrăștiat prin sector. Dar câtă risipă de timp, de energie, de combustibil ca să-și facă primarul Florea clipul ăsta. Da? Ca să apară el în cadru. Și spuneți că bani nu sunt. Uitați-vă câți bani sunt ca să se filmeze el cu dronele pe în piața asta. Hai să vă dau un exemplu de întrebare de astăzi. L-am întrebat de piața Rahova, care a fost închisă acum 3 ani și nu s-a făcut absolut nimic. E exact ca acum 3 ani. Închisă. Ok, și a zis că zilele viitoare va fi gata. Dar piața e, nu e nimic reparat la ea. În ajun de alegeri o să o deschidă eu. Păi tocmai că dar s-au și apucat acum că el n-a avut nici mașinile, toată flota asta de mașini e cumpărată într-o lună, ultima lună acum. Și le-a inscripționat cu inițiala numelui său propriu, foarte modest și total legal. Dar apropo de legalitate, pentru ce am văzut aici în clipul ăsta lui promoțional, am scris o plângere la poliție, să văd cum o să reacționeze poliția capitalei. Ia uitați-vă cum Daniel Florea, pe timp de stare de urgență, pe timp de pandemie, adună oamenii și le repartizează cu mâna lui, fără mască, fără nimic, le repartizează mâncare, ca și cum veniți de luați COVID, nu? Am sesizat poliția să văd cum va reacționa. Le-am scris o plângere online, că nu m-am dus la ei. Dar iată o mostră crasă de incompetență, săracul, habar n-are cum se gestionează o pandemie, o criză din asta medicală. A adunat oamenii grămadă și se vede că dă oricui la întâmplare de pomenile astea. Ia uitați-vă, și omul acela părea om de afaceri. El era nevoiaș căruia să-i dai mâncare în pachet. Mi-a părut trist și revoltător ce face Daniel Florea și de asta l-am denunțat și la poliție pentru încălcarea ordonanțelor militare. Cam atât. Mulțumesc tuturor pentru participare. Alte comentarii nu mai văd la spectatorii noștri, de aceea mă gândesc să închidem. Ok. Mulțumesc foarte Bună mult. Seara. Da, poate joia următoare, tot așa de la ora 5, iarăși verde în față cu colegi din sectorul 5 sau poate cu colegi din alte sectoare ca să facem și un curent de opinie la nivel de capitală, de urbe, că noi cu sectorul 5 deja a treia oară ieșim în direct. Mai săptămâna trecută am făcut o discuție cu colegii din sectorul 6, dar cu alte sectoare încă nu am vorbit și lumea poate să creadă că nu există verzi în capitală. Deci, în zilele următoare, în săptămânile următoare, vom vorbi poate și cu ei. Marian Oprițescu, Alex Stan, vă mulțumesc ambelor pentru participare. Sper duminică să ne întrunim și să avem o adunare, okay, și eu sper la fel. O adunare fructuoasă, să formalizăm constituirea filialei de sector și să ne avântăm în lupta politică și să avem și rezultate la alegerile, sperăm, din toamnă. Seară bună! O seară bună. Mai bine.